răsturnare de situație în casa iubirii. Aleina și Patrick, în camera roșie. Ce au discutat cei doi concurenți? Îl place pe Marius Real. În partea a doua a ediției de astăzi din Icasa Iubirii, Patrick a chemat-o pe Aleina în camera roșie, unde a ținut să-i ceară explicații despre situația dintre ea și Marius. De câteva zile încoace, între Aleina, Marius și Ștefani este o situație tensionată, înrucât concurenta, care este într-o relație cu Ștefan, ar fi dat de înțeles că îl place pe Marius, ceea ce i-a pus pe toți pe jar. Ce au discutat Patrick și Aleina în camera roșie? Pentru a înțelege ce se întâmplă, de fapt, între ea și Marius. Patrick a decis să o invite pe Aleina în camera roșie, însă, în momentul în care concurentul a adus vorba de Marius, tânăra și-a dat ochii peste cap, semn că nu îi face plăcere deloc să audă numele acestuia. În momentul în care a văzut reacția ei, Patrick a întrebat-o, deci tu nu îl placi pe Marius real, iar Aleina i-a răspuns ferm acestuia, din niciun punct de vedere. Ulterior, Patrick i-a explicat colegei lui de ce i-a adresat această întrebare. Noi am bănuit că s-a întâmplat ceva între voi în afara emisiunii. Nu are nimeni nicio chestie, doar că voi, la un moment dat, ați lăsat de interpretat. Însă Aleina i-a spus acestuia că singurul care lasă loc de interpretări este Marius. Care, mai mult decât atât, înțelege greșit orice gest pe care îl face față de el din această cauză, concurentul a stârnit diverse controverse, care au afectat relația fetei cu Ștefan. Patrick a vrut să afle ce este între Aleina și Marius. Patrick s-a arătat sceptic vizavi de argumentele Aleinei, întrucât consideră că, mai degrabă, ea a provocat aceste lucruri, ci nu Marius, ești sigură de treaba asta. Nu te gândești că, poate, și tu l-ai pus pe el într-o situație greșită, să zicem că tu i-ai transmis ceva în afară, separat. Concurenta l-a contrazis pe colegul ei și i-a adus în vedere faptul că, de-a lungul emisiunii, Marius s-a legat până și de cel mai mic lucru pentru a o pune într-o lumină nefavorabilă. Ceea ce nu a sesizat nimeni. Niciodată. Asta a vrut el să interpreteze. Voi nu știți. Când l-am atins și a zis că eu l-am atins în nu știu ce fel. Când mă uitam în nu știu ce fel. Voi ați uitat chestiile astea care nu au fost adevărate? Vă luați după el că zice niște lucruri acum, dar voi nu știți nimic, i-a răspuns Aleina lui Patrick. După schimbul de replici, concurentul a observat că tânăra s-a supărat, așa că a strâns-o brațe și i-a spus, să fii puternică și doar tu poți să faci lumină în toată situația asta.